Nimeni nu zice nimic. Dar toată lumea își frământă mâinile. O să crească prețul la energie, se liberalizează piața de energie, iar o să crească prețul la energie, iar o să va întâmpla. Untul, vă spuneam, a crescut cu 68% de 2 ani de zile. Bă, nu e unul care să zică, bă, nu mai pot, bă, nu mai pot, frate. Nu mai pot. Mă duc, pun un steag în Piața Victoriei, în fig în pământ și zic, români, eu nu mai pot, mă. Mai sunt careva în țara asta care nu mai pot nici ei. Nu, nu se veniți poate, Robert. Așa suntem noi. Că de asta am devenit colonie. Că Ungaria nu-i colonie. Pentru că au zis la, bă, ia... Vrei să spui că sunt niște căcăcioși? Da. Da? Da, dar eu, așa e. Eu am recunoscut de asta. Eu însumi am fost un laș când am văzut. Bă, e un gen de frică pe care am moștenit-o din generație în generație, că de-aia am fost totdeauna sluga imperiilor, bă. Și acum, bă, vreau să știu și eu, că uite, iară-i cu OMV-ul, iară cu Austria, iară suntem păcăni, încercăm să fim. Bă, există o anexă secretă, semnată de guvernul Ciolacu, sau Ciucă, nu mai știu care era atunci, cu OMV. Bă, de ce trebuie să aibă secrete OMV-ul față de resursele poporului român? Și de ce simt nevoia guvernanții români să treacă la secret o anexă secretă a contractului cu OMV? Spune și mie, de ce, dacă n-ai fi slugă și dacă n-ai fi un căcat și un păduche și un bou, de ce ai accepta, mă, să... Adică, și ea spune cu enfază, zice, asta e o anexă secretă, nu putem să vă spunem.